Băr, atacul îți plac, ouăle! Linzi! Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Ce? Vreți și voi să vă jucați cu banana mea? Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Frumoși mei și frumoasele mele, ce mai faceți? Probabil ați terminat și școala, alții aveți sesiune, alții încă munciți. Pentru că trebuie să trăiți cumva. Am avut un program ciudat cu YouTube-ul și n-am mai filmat bine. Am avut alergia asta care nu mă lăsa. Băi, nu mă lăsa să vorbesc cum vorbesc eu. Și vorbeam prin asta. Ok, bun, deci la asta sigur nu vă așteptați. Dar astăzi facem mimuri. Da, nici eu nu mă așteptam. Am uitat să vă mai spun să vă las cel mai tare merch. Hey, merchuznic, l-aveți în descriere. Bam, ies în șacalul ăsta de aici, așa. Pe www.snic.ro. Să-l achiziționați, dacă vreți. Ca să mănânc și eu ceva în seara aceasta, că n-am mai mâncat de mult și mi-e foame. Ok, cumva chestia asta încă există și nu s-a demodat poza asta cu mine și cu mașina, pentru că, nu știu, vă vin idei în continuu. Adică, de ce un mini hammer de jucărie și Selena cu un buchet de flori și cizmi de latex roz? Bă, de ce, bă? Bă, altceva nu mai faci, ței, că nu mai mașină, bă. E ok. Cel mai tare grup de mimuri, sigur că da. Aș scoate-o la înghețată. Dacă o văd pe drum, îi cer numărul de telefon. Nu ies nici cu tine la înghețată și nu-ți dau nici numărul, ca să știi. Sniculez de Gorj. Și-i poza asta. Cu un golf random din Gorj 06, sunt în capa. Da, am și un golf în Gorj. Da, asta era. Dai că o mai pus cineva. Dolj, sunt în capa, da. Am și un seria 4 de asta sau ce-o fi ăsta. Am pus anunțul ăsta și am zis că mâine filmăm mimuri, abia aștept. Și mi-am dat like. Și după mi-am comentat cu like. Și după mi-am dat like la comentariu cu like. Și după a lăsat lumea like. Like. Băi, like-ul este o memă, bă. Băi, fraților, poate noi fi postat eu 2 săptămâni. Dar vreau să vă arăt noua mea achiziții. Da, am dat și eu vreo 350.000 pe ea. Este toată fibră de carbon. Este ce trebuie. Nu-i căruța ca merțanu, dacă cu ea tot vine banul, e descurcăre țiganu. Vă rog să mă iertați, ce este această chestie incredibilă? De ce este atât de bine editată? What the fuck? Ia uite, chiar și acum am. Dar păcat că n-am cu ce mașină să-l asortez în momentul ăsta. Nu este neapărat un mim, dar ador mărciul. Bă, ia uitați-vă o leacă, fraților. Deci uitați-vă o leacă la această fată foarte frumoasă. Și la acest tricou foarte frumos. Este efectiv incredibil, tocmai de-aia o să-i dau, i-am dat deja doar înainte să comentez. Efectiv să-i mulțumim lui Andra, ia să-i zicem așa. Ești cea mai tare și cu asta am zis tot. Men, care-i treaba cu chestia asta, gen? De ce, și de ce mai are 600 de like-uri? Băi, vă știți câți ani am muncit eu ca să fac 600 de like-uri la o poză? Și vine Aurora, ok, efectiv Aurora ok, postează această chestie și toată lumea râde. Uitați ce râde lumea. Uitați-vă, leacă ce râde lumea la această chestie. Bă, slavă Domnului că și-a reparat frate în birou. Că acum nu mai cade, mă, l-a prins bine. Că înainte nu putea să mă sprijin să râd. Trebuia să râd așa cu coatele în gol. Cei doi ratați în curând pe Pro TV. La ce oră? Numai rima mea preferată a lui Sneak este. Bă, n-ai cum, bă. Sneak Piston. Sneaky Piston. What the fuck. Sneaky Piston. Bă, mi-a luat jumătate de secundă, nu înțelegeam. Sneak Piston. De ce m-a pus pe un piston? Și după Sneaky Piston. Știi Sneaky Piston? Luceafărul. Ia. Luceafărul. 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 Bă, scria cumva pești, pieștile în mod neironic acolo, ia. Pieștile. Luci. Vă dați seama dacă chiar o să mor într-o zi. Ce-am lăsat eu pe lumea asta, mă? Un citat. Pieștile. Ia. Avem multață cu fratele meu aici. Uite, ne atingem popoul. Ia. S-a spate în spate. Îți ating bucile, știi? Aproape a fundul deci ai meu. Bucile așa ascuțite. Uitați-vă cum suntem legați, Ștefan. Și cum țin bucile, Ștefan. N-ai dreptul să vezi, trebuie să vezi în dormitor. Hai. Așa. Man, ce pervers a fost acest. Dacă nu ne atingem buci pe buci, îți jur că nu mai fac nimic. Man, eu nu mi-aduc aminte să fi fost așa pervers, mă jur. Eu n-am zis asta, mă jur, nu știu cum. Parcă sunt o leacă chiar poponel, dacă stau să mă gândesc așa. By the order of the sneaky fucking blinders, let's go! By the order of the sneaky fucking blinders. Efectiv, cine a făcut aceasta? Costea Florin. Băi, Costea Florin, dacă mă auzi în momentul acesta, ești cel mai tare om, pe bune dacă nu. Băi, serialul meu preferat, eu uite și mi-o pus aici, la pe bune dacă nu, numărul de matriculare. Deci mie îmi place Peaky Blinders de mod. Pov, Snick se enervează pe Dennis. Ia. Yeah.
Au, ce pumni de aia. Au! Hello! Dar primii doi pumni au fost ce trebuia. Bam! Croșeu aici, bam, bam! A, era tare dacă chiar putea să facă cineva gen să miște, cum ar fi frate, știi? Era tare rău, dar e tare rău și asta. Vrei să dormi și odată? Unde-i Darwin? Eu sunt pe drum și vin acum. Oi fi eu singur și mic, dar nu mă prind niciun pic. Eu sunt pe drum. A căzut asta când parcam. Nu este grav, nu? Mi-a căzut turbina la mașină, s-a terminat. Acest Costea Florin cred că merită un moderator, dacă nu cumva este. Uite, în ascensiune. Atunci când refuzi un tip după ce te-a făcut prințesa și trandafirul lui. Ești de aia, mă, tu ești divă de aia, mă. Da, mă, nu, că știu, astea ca voi așa nu. Lasă, că știu, ești panara, mă rău, să știi, oricum. Am zis mai sus, era o glumă, era Caterin, oricum, că ești, văd că ești de aia așa. Lasă, du-te la aia tăi, da? Hai să ai tu parte de un bărbat de asta, da? Efectiv, toți băieții din ziua de azi și toți bărbații retardați și toți terminații din ziua de azi, legit. Pai Angelu din Coș la 4 dimineața. Dormi? Da, ce vrei? Apostați nici reacție. Fiți atenți toată lumea la mine. Am o chestie super tare pentru ziua copilului. O reacție, mai multe reacții. Nu vreau să vă zic prea multe. Vreau să postez ziua copilului. Dacă vreți și voi, să lăsați un comentariu cu banană. Dacă o să fie 7000 de comentarii cu banană, o să postez reacțiile cele mai tare de ziua copilului. Cât mai multe, atât zic. What the fuck, cât de tare este această chestie? Este Photoshop sau... Cine a făcut această caricatură extraordinară? Pentru că vreau să mi-o pun pe perete. În momentul acesta îi dau butonul lui frate-mi jos de acolo și îl pun pisnic barbat. Păi cum? Corigență la limba și literatura română. Names, Nicunescu Lucian, date, am prieten. Redactați o poezie motivațională care să ilustreze iubirea dintre două personaje aflate conflict cu societatea în minim 3 strofe. Eu sunt Pedro. Ce vine acum? Am plăcut și asta e bine, inima bate pe și mi-a tăiat-o. Eu sunt pe drum și doi îți spun. O, nu, oare ce se întâmplă? Vine după mine. Eu sunt pe drum și vin acum. Oi, fi eu singur și mic. Aoleo. What the fuck? Cine mișcă, nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă, mor, băi. Vă rog frumos, cum îi dau moderator? Nu, deci o să-i dau moderator la omul ăsta. Cumva, deci după clip îi dau moderator. Nu, deci refuz să cred. Deci dacă ăsta-i mormântul lui Iisus Hristos și ne-au pus acolo, sunteți cei mai terminați oameni. 10 milioane. Oare cum e adevărat 10 milioane? Bă, 10 milioane, dar după că... Da, nu mai... Bă, uite pe ăla. Ce-ar țin într-un oraș ca Bacău? Bă, nu mai pot, bă, mor. Nici nu te văd unde e. E bun, mă, așa tare te-o luat? Bă, mai pot ratat. Bă, nu mai suport să văd asta. Sunteți nesimțiți, exact. Băi, nesimțiților. Bă, deci când văd clipul ăsta cu noi, bă, îmi dă o senzație atât de românească, bă, din cauza, băi, vezi pe ăștia cum mănâncă. Deci clasicul, băi, mănâncă așa și mai văd. Cum, mă, pentru 10.000 de euro n-ai face asta? Ce, mă, că pentru 100 de lei aș face. Hai, bă, dă-i, cum adică nu mai poți, bă, dă-i olea, că, băi. Ce tare e asta. Gen, efectiv. Efectiv, zic, prea mult efectiv. Legit. Băi, ador oamenii cu care pot să, cu care avem insider-uri, bă. Bă, cât de tare e asta, bă, să ai cu comunitatea ta. Sau nu neapărat cu comunitatea. Băi, cu niște oameni să ai niște insider-uri, bă, pe care doar voi le știți. Hop. Da. Te dai eu în gură, da? Nu, ți-o bag eu în gură. Te dai eu în gură, da? Hai de capul meu. Avem încă un clip video. Bă, de ce mi-arată asta cu părăsește pagina? Ia, stai așa că n-am apucat să văd. Bun. Snick își face restaurant. Lucioarba. Mamă, să-mi trag Lucioarba. N-am înțeles. Hai să vedem ce e în meniu. Lapte de la Botoșani. Apă. Da, vreau lapte de la Botoșani. Și vrei, mă, ratat? Lapte de la Botoșani. Vine că știu. Cine? Cine vine? Nu știu, bro, vedem. Denis termină laptele. Stai așa. Denis termină laptele și se gândește să plătească, dar nu vede pe nimeni, așa că pleacă. Mamă, eu pus laptele astea de la Botoșani și văd, Doamne. Băiatul, unde te duci? Cât?
I-am luat XP-ul, cât... na... Nimeni nimic, Nic! Peștele și vrem a regăsit, Laura! Dar mă, șacalor, ce faceți? Peștele! Mă, șacalor, ce faceți? Peștele și vrem a regăsit! Mă, șacalor, ce faceți? Peștele și vrem a regăsit! Peștele și vrem a regăsit! Mă, șacalor, ce faceți? Peștele și vrem a regăsit! Mă, șacalor, ce faceți? Efectiv, imaginează-ți să fii vecin, frate, cu unul și să-l auzi face... Salut, mă, șacalor, ce faceți? Peștele! Mama, de ce nu te joci copilul vecinului? Copilul vecinului. Let's go! Motherfucking dude! Riga, let's go! Motherfucking dude! Riga, let's go! Când voi avea 22 de ani, vreau să fiu un om cu responsabilități. Tot, eu Nic. Eu sunt pe drum și vin acum. Am plăcut și asta e bine, inima bate pentru tine. Eu sunt pe drum și vin acum. Voi fi eu singur și mic, dar nu mă opresc niciun pic. Eu sunt pe... Efectiv, cel mai tare lucru și cu asta am zis tot. Ador! Pizza 4 formagii de la Jamila? Ce e asta? Pizza 4 formagii, Snick? Da, e ce trebuie. Dacă mai vreți pizza la tigaie, vă învăț eu, cum să nu. Oricum, mai trebuie să facem rețeta. Păi am făcut doar un episod. Ia, chiar, am făcut peste 100.000 de vizualizări episodul ăla. Bine, ce-i drept? Nici eu nu mai pun titluri, așa mai... Ia, efectiv, gătesc pizza pentru prima dată în viață. Mă mir că s-au uitat 200.000 de oameni la chestia asta. Ua, ce am văzut? Un eu mai micuț. Reacționez la un eu mai micuț. Reacționez la un eu mai micuț. Ultima reacție. Ce tare e aceasta. Vă rog frumos. Când zice că e singur acasă. Se cânte asta. Eu sunt pe drum și vin acum. Le vreți, ratați. Primii super oameni bionici sunt mai puternici decât noi, mai rapizi, mai deștepți. Următoarea generație a rasei umane este... Da, fac, spune dacă știu. La ce mă? Vai! Vai! Este... Mă închirși pe mine de râs. Ratați-mi Ioni. Bă, rata cum îți plac ouăle. Lizi. Vai, Dumnezeule. Și cu fața ta. Tu! Bă, la... Cum v-ați gândit, mă, la așa cea? Bă, uite, prima... Efectiv, prima memă care chiar m-a făcut să mă nec de râs. Prea bun. Costea Florin, dacă te întreb cum îți plac ouăle, poți să ai același răspuns, pentru că meriți. Legit, chiar meriți. Avem un clip. Nu o pot să cred. Mamă, după 4 luni, ce gust ai, mă, băiețe! Recunosc mai bine amic după vreo 7, minim 7. Bă, eu zic să o iei, să nu te grăbești. Dar știi ce sugerez eu? Să încep mai întâi ceva cu pâine. La praznic. Pâine? E cu pâine, pentru că ăla mai bagi. Suntem ultimii terminați. Bă, ultimii terminați. Și atunci s-a dezbrăcat. Nici fund, nici țuțe. Bă, pe asta am văzut-o. Recunosc că am văzut-o înainte, da. Nicolae Iguță și Luci Mocanu, Champions League. Așa gratații music. Am să vă chem să vă alegeți tema pentru data viitoare. Denis, tu ești primul. Pardon, Selena ca profesoară. Băi, ce-mi place. Pardon, man, what the fuck, de bine. Deci nu pot să schimb poza. Legit, nu pot, m-aș uita numai la poza asta. Deci, brus, cred că am un nou fetiș, nu știu, nu-mi dau seama. Și bine stă, pardon, cu părul prins, dacă asta e fața aici, așa era ea. Man, doamne, aș lua bursă la școală, cred că să-mi bag picioarele dacă vă mint. Băi, fraților, eu nu prea am învățat, v-am zis că nu mi-a plăcut mie, dar la materia asta, de orice ar fi, băi, și chimie, bă, pe care am urât-o și am detestat-o, deci, rău, bă, și învățat. Tot. Băi, știam hidrogen, oxigen, natrium și toate tabelele le știam. Băi, ce tare arată. Dar hai să continuăm povestea. Am să vă chem să vă alegeți tema pentru data viitoare. Denis, tu ești primul. Și Dumnezeu, la ce uit. Următorul cadru. Alegi una dintre personalitățile de mai jos. Va trebui să faci eseu despre ea. Nu cred, nu cred, bă, n-ai cum. Bă, cât de tare, cât de tare ieri, n-ai cum. Deci legit n-ai cum, în momentul ăsta nu mă interesează, stai așa. Bă, deci îl adaug și la prieten să-mi trag palmii. Cum îl fac? Adaug ca moderator. Deci te rog frumos,
Băi, Florine, să te spăl pe spate, mă, toată viața. Snic Trump, Snic Băsescu, Snicu Dragnea, Snadim, Snonalisa, Snicolisa, Snicenie Boca, Snickler, Snic Reangă, Alexandru Lucian Cuza, ci Snic cel Mare, Snozard. Ok, hai să continuăm, da. Oh, cine dracu e aista? Eu picam Mihai Sniculescu. Următorul. Vai, ce tare, bă, ce tare, foarte tare. Deci această poveste a fost prea tare. A, what the fuck, cât de tare e asta. Bă, ce bine era. Mamă, păcat de prost ăsta de lapte de la Botoșani, am înțeles. Băi, ce tare e asta, o salvez și pe asta. Bă, cât de bine, cât de s-o gândi nimeni să o pună pe Selena la poza asta. Bine, mi-a stupat ea butonul de YouTube, dar ce bine arată. Pe cinstea mea. Și Dumnezeu, la ce mă uit, ei? Bă, nu. Nu. Nu, nu, fuck, nu, legit, ce să zic, nu mai zic nimic pe bune, nu, nu, este... Fraților, cam astea au fost mimurile de săptămâna asta, legit, vreau să vă mulțumesc, fraților, la toți, vreau să le mulțumesc, în primul rând, moderatorilor, care au stat și au aprobat și au văzut și au șters atâtea chestii. Vă mulțumesc pentru fiecare om care a făcut un mim, care a lăsat un comentariu pe grupul ăsta, care s-a înscris aici, vă mulțumesc și vă salut pe toți, uitați să mă urmăriți pe Instagram, bă, mai avem, legit, 2000, atât, 2000, pardon, doar 2000. Să facem 300.000. Bă, 2000, bă, atâta, după atâția ani. Codul Snic 10% reducere pe Foodshop. Nu uitați să vă luați cel mai tare măr și ca de fiecare dată. Și să vă mai zic, beța pe multe, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!